invitați la ședința ordinară convocată de domnul primar, conform dispoziției numărul 114. Vorul este complet, 15 din 15. Pentru proiectul de hotărâre numărul 3 avem nevoie de majoritate calificată, restul sunt cu majoritate absolută. Reamintesc, n-ați studiat materialele, ați primit pe mail și pe WhatsApp ce a fost mai mare, așa cum facem de fiecare dată. Vă reamintesc că dacă cumva sunteți în conflict de interese sau posibil conflict de interese cu vreunul din proiectele de hotărâre, să anunțați, nu dezbateți, nu votați. Este cineva care se consideră în conflict de interese la vreunul din proiectele de hotărâri? Deci doamna Vasiloiu. Nu știu ce o lași. Doamna Vasiloiu, la școala... La rectificare, da? Care? La proiectul 3, da? La proiectul 61. Numărul 61. 65 este doamna Vasiloiu și domnul Dăscălescu la proiectul numărul 60, ordinea 2, de pe proiectul de ordine de zi. Da. Deci, prin urmare, la aceste proiecte de hotărâri dumneavoastră care v-ați anunțat în posibil... Da, pe asta, da. Nu o să dezbateți, nu o să votați. Ok. Am primit rapoartele de avizare de la toate cele trei comisii, sunt favorabile. Proiectele de hotărâre au fost însoțite de referatul de aprobare al inițiatorului. În speță, pe ordinea de zi avem 7 proiecte de hotărâri, 6 inițiate de domnul primar și proiectul de hotărâre numărul 64, inițiat de doamna consilier locală Băieceanu Sorina. Au referate de aprobare, au rapoartele compartimentelor de specialitate, prin urmare poate fi votat pe proiectul de ordine de zi. O să rog pe doamna președintă să dea citire ordinei de zi. Deci, începem cu numărul 1. Proiect de hotărâre numărul 59 pentru modificarea hotărârii a Consiliului Local al Comunei Măgura, numărul 46 din 19.06.23, privind implementarea proiectului îmbunătățirea infrastructurii Comunei Măgura cu scopul de a accelera evoluția mediului rural din teritoriul GAL, Plaiurile Bistriței, prin achiziția unui mini-excavator pe șenile. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre numărul 60, inițiat, primul proiect este inițiat de domnul primar Costaș. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre numărul 60, privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunii Măgura și a celorlalte structuri și servicii publice subordonate Consiliului Local al Comunei Măgura, începând cu 28.08.23. Proiect inițiat de domnul primar Costa Șortache. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre numărul 61, privind întocmirea documentației pentru modificarea unor contracte de concesiune și pentru concesionarea unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al Comunei Măgura din Bacău. Inițiator, domnul primar. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre numărul 62, privind instruirea unui drept legal de uz și servitude în favoarea SC del Grasgrid SA pentru suprafața de 58 de metri pătrați, număr cadastral 64226, din domeniul public al Comunei Măgura, județ Bacău, pentru lucrare, extinderea rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a beneficiarului Stăneața Petru, strada Întrevii, sat Măgura, comuna Măgura, județul Bacău. Ca inițiator, domnul primar Costaș. Proiectul numărul 5.
Proiect de hotărâre numărul 63 privind aprobarea PUS pentru construire locuință unifamiliară, garaj, coișor și împrejmuire teren, extravilan, Comuna Măgura, județul Bacău, beneficiar Aron Emilia. Inițiator, domnul primar. Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre numărul 64, privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Măgura, județul Bacău, în scopul îmbunătățirii actului administrativ. Inițiator, doamna consilier Sorin Năpăricel. Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre numărul 65, privind rectificarea numărul 3 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Comunei Măgura, județul Bacău. Inițiator, domnul primar Costraș. Deci, punem la vot proiectul de ordine de zi. Cine este pentru? Nu este pentru, nu mai întrebăm restul. Avem și două procese verbale. Procesul verbal 27-a-7-a, trimise pe mail și pe WhatsApp. De la ședința din 27-a-7-a-2023 ordinară. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Atunci facem invers, prin excludere. Abțineri? 1, 2, 3, 4. Să notăm. Împotrivă? Nu. Deci, puiul. Deci proiectul a fost votat cu 11 pentru și 4 abțineri. Și mai avem procesul verbal de pe data de 8-a-8-a. Ședința extraordinară. Discuții? Cine este pentru? Ia să vedem, 11 pentru. Abțineri? 5. Înseamnă că 10 am numărat abțineri. Nu am fix să notez. 5 abțineri, la fel. Procesul verbal a fost aprobat. Vreau să-mi permiteți, doamna președinte, avem unificat. Da, știu. Da, imediat. Domnul Fiu, doamna, cine s-a mai ținut? Nu te-a luat unificat. Este un cetățean care participă la ședință fiind publică, domnul Smău, da? Da. Doriți să vorbiți înainte sau după ședință, domnul Smău? Cum vreți. Cum doriți dumneavoastră? Sau noi. Dacă vreți să vorbesc, pe scurt, nu am... Vă rugăm. Deci, acum revin cu vechea mea problemă, care nu s-a rezolvat nici până acum. Nu știu din ce cauză, legea nu permite, trebuie să fac eu alte demersuri, trebuie să-mi iau firma înapoi, după 10 ani, dacă n-am mai folosit-o. Ceva cu rezultat trebuie să fie, dacă nu se poate, nu se poate. Asta fiind problema cu concesiunea mea. A doua concesiune, vreau un sprijin acolo la Șucote pentru reabilitarea izboabilor alea de apă. Că vin criza asta de apă, acum toată lumea vine acolo. Eu cu baia am curățat un pic acolo cu niște oameni în comună, dar nu am reușit să fac mare lucru. Mi-ar trebui un pic buldo-excavatorul să facem acolo un pic de curat, să descoperim vechile izboare care le-au făcut înaintașii noștri și restul, dacă puteți să ne dați un pic de piatră, niște ciment sau cumpărăm noi, facem un ochet acolo și vrem să o amenajăm pe leacă. Asta e mai spune la Șucote. Puțurile la Șucote trebuie leacă amenajat. Da. Colostate, pe zi. Izboarea măgurii trebuie. Izboare, izboare. Sunt niște răchiți acolo crescute la doamna Cristina Palare acolo, care împreună țeava de gaz. Deci dacă alea alivate văd odată, ei arunc țeava aia de gaz. S-ar putea să fie o nenorocire acolo. Unde a fost muntea veche aia de șină de cale ferată care s-a scos. Da, da. Știți? Da.
stânsul. De la Curtea Vechi. Da, de la Curtea Vechi. De acolo are conducta aeriană peste Pârâu. Că au crescut rechițele pietrițiene. Pietrița, poate de 2 ori. Și îți dai seama că acolo, dacă bagi un pânt în stânca seama dreaptă, i-a rupt-o. Iar pe malul ăla la izboare sunt niște rechiți care cream că lor se duce chiar în firile din 110 volți. Vin mereu și o faie. Aș vrei fi de comuna acord să le tăiem o leacă mai scurt, mai de jos, ca să poată să lucreze acolo. Mai de tot. De jos, da, de la ei, suprafața pământului și să poată lucra mult acolo. A fost angajatul dumneavoastră pe acolo și a luat apă azi și zile trecute și l-am chemat un pic, domnule, poți să faci, domnule, dacă sunt solicitat, pot să intru până acolo, deci să vă fac și un pic să pună ce scoate de acolo de la Edoare, să le pună ca din înaintea podețului făcut de domnul ăla, nu scapă în Iorel și nu știu mai cu Iorel. Istrat. Istrat, așa. La domnul Istrat, să corectăm o leacă cotul ăla de acolo. În caz de vinea. Și problema mea azătoare care tot trece timpul, nu știu ce. Nu știu, care sunt un om cu foarte, foarte bine că ați ridicat problema izborului, dar ce fătii am mai discutat, cred că anterior. Da, am discutat dar mai mulți oameni cu ei și doamne. E adevărat că nu am mai avut timp să ne ocupăm de problema ce asta, dar... Ce-o de Valea Mărului, dacă tot vă ocupați și ăla, trebuie curățat un pic. Ar trebui să ne, să ne implicăm pe toate sursele astea de apă, că nevoia e mare, vedeți și dumneavoastră cu cine confruntăm. Dar nu gândește într-o situație atât de gravă și nu ai efectiv apă, e greu să ai atâta putere de înțelegere încât să poți trece cu vederea o zi, eu știu, două, dacă când se întâmplă frecvent, pentru că asta e situația cu apa la noi și nu numai la noi, în tot județul Bacului, cum ar vrea să ne referim la un areal mai mare, trebuie să folosiți toate resursele posibile. Și atunci e bine să ne aplicăm și la izvoarele astea, asupra izvoarelor, pentru că izvoarul ăla curge de-a țară acolo. Nu știu dacă mai are dreptul care le-a luat, sunt două izboare. Și ar trebui să ridicăm, ar trebui ridicat sus acolo. Albea e mult ridicat în față de cealaltă dată. Trebuie să punem nou un alt fel de drept. Săptămâna care vine să ne apucăm și cu dumneavoastră un pic, să vedem cu bugle scavatorul. Eu sunt în congeniu. Nu știu, eventual să ridicăm, dar suntem construiți. Scoatem tot ce acolo și să vedem în ce măsură. Să reinventăm acolo. Izvorul, că efectiv e sub nivelul Albii acum, jos tare, nu știu de ce așa de sus. Albia probabil în timp s-a tot colmatat. Da, și e păcat să nu folosim resursa asta pe care o avem la îndemână și nu costă niciun ban dacă ne gândim la exploatarea ei. Costă probabil ca să punem în valoare, dar asta, de asta suntem aici să facem lucrurile astea. Referitor la problema cu rechiții, socul cu domnul Mici, zilele astea, cu băieții ăștia să ducă să faie acolo, vedeți. Nu pot, domnul primar, pentru că acolo trebuie o firmă specializată. Mergeți și analizați, să vedeți de ce vorba, faceți comunicare la Delgaz, adică îi găsiți o soluție să îndepărtăm pericolul. Nu mai vorbim, am sesizat de enorm. Și apropo de niște stâlpi care sunt fisurați, și-au spus că nu, că i-au verificat, că e așa de da, eu știu mai bine. Nu tocmai de asta. Cred că trebuie să facem solicitare la o firmă specializată care ia... Da, și firma specializată, să știți că tot cu acordul nostru, cu două supravegheri de gazului, intervine acolo. La rețele din gaze nu cred. La curent, da. Dar la rețele din gaze nu prea mă auzit să vin la alte firme. Nu, da. Vorbesc de 110. La țară de gaz este în afară, în de la real de Eliana. Am înțeles, în domeniul public sau în domeniul privat? E pe domeniul public. Public. E pe domeniul public. Vedeți, faceți o analiză acolo și vedeți pe ce-i vorba. La problema dumneavoastră, vă spun sincer că nu am analizat, suntem în curs de analizare, am mai discutat cu... Adică n-am aprofundat, că așa discuția am mai făcut vis-a-vis de situația dumneavoastră de acolo. Trebuie să găsim o soluție până la urmă. Nu știu, sincer, cam cum, deocamdată, dar o să găsim o soluție pentru rezolvarea problemei pe care o rezolvă tablele. E, are 10 ani, cred. Nu știu, 10 ani, oricum.
Păi da, din 2013, de când nu mai sunteți dumneavoastră pe vechea schemă, cam atât ai, nu? 10 ani, suntem în 2023. Da. Nu știu ce să vă spun acum. O să o analizăm și din punct de vedere juridic, doamna secretar. Să vedem, să mai căutăm și alte păreri experimentate, bineînțeles, în domeniul cu experiență, să vedem cam cum am putea să o problemă acum. Este foarte greu să corectez lucruri care au fost lăsate și... Dar pe aia să tot facem veșnic. Noi tot corectăm ce au mai... Chiar săptămâna asta au venit cineva și a zis că asta e, trebuie să faceți. Nu contează că s-a făcut 20 de ani. Da. Dar nu ai volumul, e foarte mult și nu încă... Deci sunt lucruri care probabil sunt imposibil de corectate. Lăsate cumva, sau scoite de așa manieră încât... nu poți efectiv să le aduci pe făgașul normal. Și situația e destul de complicată, nu are rost să dăm nume aici, sper să-l scoatem la capăt cu toate. Și asta a dumneavoastră, bineînțeles, s-a construit. Acum vom vedea ce soluții găsim. Trebuie să aveți nădejde că facem cât e ceva. Aș mai veni nervos în probleme. Da. Doua chestie, nu înțeleg de ce s-au închis fântânile publice, deci s-au băgat în curte la oameni. De ce s-au băgat în curte la oameni? Eu știu când eram mai tânăr, cât puteai să iei apă de unde vrei. Acum nu mai poți să iei de la anumite persoane. S-au pus proprietari pe mintele la bun. Erau domeniile, de fapt, să vă spun un lucru, fântânile astea nu erau, erau făcute de anumite persoane, pe terenul propriu și erau lăsate pentru toată lumea. Spre exploatare, da, pentru toată. Pentru toată. De vreo 10 ani încoace, fiecare și-a revendicat terenul și da, nu neapărat. Odată cu înființarea sistemului din distribuția apei, nu prea așa mai găsit unii de utilitate. De exemplu, fântâna de la Moara. Ea e publică și acum, nu e împrejmuită, nu e... Dar nu... Nu mai folosește nimeni. Nu mai folosește nimeni. Dar multe alte fântâni, eu știu. Acum pe secetă, dealul mare, felicitări fratelui dumneavoastră, domnul Ionit. A făcut capac, l-au aranjat, acum... Da. E bine, să mai ce să vedeți cu oamenii. Oamenii au început să recondiționeze ce se poate, au schimbat sistemul. Ar trebui să-i dăm o mână de ajutor acolo. În sensul că le-ar trebui o vidanjă, să vidanjăm un pic. Tot e vorba de exploatarea oricăr resurse care există. Și așa toată lumea s-au întors tot la fel, să știți. Sunt acolo 50-60 de case care alimentează la fântânare. Păcat că debitarii, numai că v-am spus, problema e de obidanjă. Obidanjă consolidați, îi ajutăm cu ce putem măcar. Ei vor să pună tuburi, cam greu ce vor să facă. Trebuie o firmă specializată, bănuiesc. Nu se poate expune nimeni acolo la un pericol. Tuburile are ca șubredă. Cineva care se pricepe, dar... Exact. Ea e șubredă de așa, că i-am plasată în calea de acces. Ați văd, cunoașteți problema, știți unde i-am plasată. Și ea trebuie consolidată cât de cât. Păcat că fântâna e bună și de aia încă o dată trebuie. E folosită, e exploatată. Exact, exact. Da. Am să fac investiție ca să poate și cine știe informat în același timp. Deci, cei de la DSP au venit săptămâna trecută și au reportat în cadrul programului de supraveghere a calității apei din fântâni și din apei artizane. Și eu am fost cu ei la 5 fântâni, la fântâna publică, la familia German, de Texas străzi, care vorbește. Concescu cu Ferrari acolo. A mai fost la fântâna publică familia Petrovici. De acolo au luat. A mai fost la Ciușmaua publică din Grihan. Și la fântâna publică tot din Moise, la familia Moise și la familia Petrovici de Pivar. Pentru toate sursele menționate în tabel, se listează după șef de parametri bacteriologici analizate. Deci aceste surse nu sunt potabile și deci trebuie să noi în primărie, în augat, asta prin 22-8 a venit răspunsul din la DSP și noi acum suntem obligați, asta am făcut un referat domnului primar, ca să punem acolo că apa nu este potabilă și mai sunt amniți
Nitriți, nitrați. Așa. Singura fântână, cred că este a familiei Petru Meci, care, sau Moise, care se încadrează oarecum, dar nu pot fi dat, apa nu poate fi dată la asugar și copii mai mici de 3 ani. Trebuie, toate fântânele trebuie date cu substanțe din astea, cloramină. Ei spun faptul că noi facem așa, nu, asta nu influențează faptul că un dezinfectez, valorile de nitrat și nitrit nu scad. Înțelegeți? Să este tot ce importabil era mult. Da, știu asta. Dar eu vă întreb, domnul viceprimar, apa din rețeaua comunii, cum este? Care e ultimul buletin de analiză pe care l-aveți? Că și ăla ar trebui să fie public. Ultimul buletin de analiză este în rețeaua publică, au fost în luna august, a fost 6 sau 7. Au fost și așteptat rezultatul. Cel din luna iulie, apa este potabilă. Da? N-are nitrit, n-are nitrat, nu, dacă vezi, ești la dispoziție. Deci, n-are cum să aibă? Nu, este... De obicei, cea care este... Eu am o buletin de analiză făcut cu apa din rețea și are. Mi-am făcut eu pe banii mei, cred. Probabil pe... El și mai testează din cauza și de ce e viață în distanță. Haideți să începem cu primul punct, da? Dăm cuvântul domnului primar să ne explice puțin, vă rog. Haideți să începem cu primul proiect de ordine de zi. Avem de corectat câțiva parametri la hotărârea luată anterior. Corectarea hotărârii da? Da. O problemă la TVA. E o mică corectură pe care trebuie să o facem, ca că nu să... nu pică sumele așa cum ar trebui. Cu proiectul suntem în parametri, mâine cred că ar trebui depus... Mâine, da, mâine să facă răspunsul la solicitare. La solicitarea de clarificări și așteptăm să vedem. Deci așteptăm ok-ul de la firmă. Trebuie până în decembrie, cred că să-l achiziționăm. Nu e o mare achiziție atât de spectaculoasă. Nu e cu construcții, cu... Nu e un proiect costător de autorizare, să certificate după așa. Banii sunt aici. Să le dea aprobare pentru proiect. Asta, la altceva, nu e nimic nou la proiectul pe care l-am dezvoltat anterior, la trecut. Comentarii la acest discuție? Să punem la vot. Cine este pentru? S-a ține ceva? Nu, n-am văzut. Proiectul numărul 2. Privind aprobarea organigramei statului de funcție și numărul personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Mugura și celorlalte structuri și servicii publice subordonate Consiliului Local al Comunei Mugura, cu 28.08.2023. Da, deci vorbim aici e 14, da? Nu 15. Cum? 14. Da, da, domnul Dăscălescu e într-o situație, dar soția dumneavoastră la noi. Modificăm organigrama și statul de funcții, avem nevoie pe SVSU, pe Serviciul Voluntar de Stație. Da, din un compost, inițial așa trebuie să fie serviciu, cu 3 posturi, dar am avut acolo numai șef da. Serviciu, cred, da. Nu? Da. Așa, și am desfințat biroul de la urbanism care oricum nu-și... Nu era complet și oricum nu te-a funcționat. Trebuie să ai un anumit număr de personal în birou ca să poată funcționa postul ăsta de șef de birou. Și atunci oricum nu ținem geaba. Mai degrabă ne folosim aici să ne completăm organigrama așa cum trebuie și eventual să scoatem la concurs în problemii postul ăsta. Pentru că pe SDS-ul nu avem angajat deocamdată. Cam asta e treaba. Da. Ei, prevăzut? Da, studii superioare. Da. Protecție civilă este și în, da, și curs obligatoriu, că curs se poate așa.
Doamna Băieții, am văzut. Da, dar vreau să întreb, postul ăsta nu se poate cumula cu cel de SVSU? Da, da, sunt la prin atribuții, prin dispoziții. Da, sunt la prin dispoziții, sigur, sigur. Ok. Deci, dacă ne luăm după legislația în vigoare, noi la prefectură este o ordonanță 63, care vedeți că o invoc totdeauna când facem statul de funcții din 2010, spune că maximul de posturi care îi putem avea noi este 30 plus 5 separat la poliția locală, plus unul buldo șofer de microbuz, am mai obținut noi plus unul pe buldo. Deci asta e maxim tot. Dacă luăm toată legislația, noi ar trebui să avem vreo 60 ceva de angajați. Că spune, ai obligatoriu de ăla, de ăla, de ăla, de ăla. Da. Inclusiv vă dau un exemplu, responsabil de mediu. Trebuie să fie o persoană separată. Protecție și mediu separată. Da, deci sunt o grămadă care... Ele pot fi dat da. Dispoziție. Da. În dispoziție. Da. Și la fel o să facem și la acesta. Da. O să ia protecția civilă, atribuții din situații de urgență. Pentru că ele converg cumva da, cele da. Două posturi, după părerea mea. Nu știu dacă da. E... Ofisul este cel care aprobă și dă concursul și avizează și pentru protecție civilă și pentru situații de ce? Depinde de situație, simt că de nu, și da. Invers. Și la protecția civilă avizează pentru ISU. Da, da, cum deci ei pot să se descurci un om cu amândouă foarte bine, părerea mea. Da, 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 da. Te-am și întrebat. Ok. Să punem la vot? Da. Cine e pentru? Abțineri? Deci avem 14 pentru. Mergem la proiectul numărul 3. Concesiune. Proiect de hotărâre 961 privind întocmirea documentației pentru modificarea unor contracte de concesiune și pentru concesionarea unor suprafețe de teren aparținând domeniul public al Comunei Mărgăraș de Subacău. La fel, aici avem 14, s-a anunțat domnul Ceaunaș că... Doamna Vasilor, da? Nu? Sau... Nu, nu, nu. Domnul Ceaunaș, atunci, da? Doamna Ceaunaș, domnul Ceaunaș, poftim? Mai spun colegi cu concesiune, nu e modificarea a două contracte exacte. Punctual? Punctual. Punctual, da. Punctual, două contracte suplimentare, cum a fost la Sfânta Față, cei care... Sunteți din mandatul trecut, știți că am suplimentat la Sfânta Față în mandatul trecut. Da. Exact aceeași situație, similară este cu Sfânta Față, cele două contracte. Ca și obiect juridic mă refer, că deci suplimentată e altă speță. Da. Da. Deci e suplimentată? Contracte de concesiuni care trebuie actualizate și suprafețe de teren care nu mai corespund cu cele care erau acum 25 de ani aproape, nu? Cred că unii sunt mai vechi. Unul e din 93 chiar. Unul e din 93. Cine? Vorba de niște garaje, la mare de acolo. Pintiliș. Să le actualizăm, să le punem în regulă, să le putem vinde și solicita și pentru că avem posibilitatea asta să le vinde. Mai are încă ceva, mai este... Fiecare consilier poate să considere că ei se află în conflict și să anunțe treaba asta. Nu este rând. Dumneavoastră apreciază chestia asta. Da, la cei doi și-au făcut un măsurător topografic. Eu cred că ei niciodată nu au avut suprafața aia care scrie acolo în contract. Nu s-au făcut măsurători compas. Nu știu exact unde au... 50 de metri aveau. Deci și scrie măsurare nu dau aceleași. Nu mai corespund. Nu, nu corespund. Ele au fost date cu pe 8 metri la vremea respectivă. 50 metri ții, 50 metri ții pentru garaj sau până la urmă. Unii au mai mult, mai puțin 50 metri. Să punem la vot? Și mai este celălalt punct. Deci astea două și celălalt punct. Articolul numărul 2. Să punem la suprafeții cu concesiune, contractul așa, s-a făcut. Domnule, pentru concesionare, suprafeții 200 metri pe tras. Da. De rând din morul cadastral, așa spune întreagranul satului Grihan, comuna Mărgăraș de Subacău, domeniul public comunii Mărgăraș, pentru desfășurarea unei activități de comerț alimentar. Avem o solicitare din partea unui cetățean al comunii Mărgăraș care dorește să facă ceva, să întreprindă ceva în urmă zonă. Și am zis că să răspundem la solicitarea dumneavoastră și nu pot face lucrul acesta decât cu acordul dumneavoastră, având în vedere că discutăm de domeniul privat, domeniul public al comunii Mărgăraș. Că, da, el vrea să facă alimentar, nu? Da, sau... da, 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 da. Să știm dacă suntem în conflict aici. Din conflict.
Da. Să abține. Domnul Ciuclaru să abține, da. Solicit care este adunarea lui. Să abține se poate sau se poate? Este vis-a-vis proprietatea dumnealui din terenul concesionar din casă. Lângă locul de joacă și lângă tarabe de piață. Face apă acolo și o să avem apă și pentru tarabe ca să ne avizeze, ca să ne avizeze DSP-ul regulamentul. Poate că nu o mișcare zonare. Poate că chiar ar fi o lângă terenul. Se lasă atunci foarte mult lumea. Acum mi-a dat usul, că eu știu ce mai poate fi. Da, în serio. Asta să luăm decizia. Da. Dar poate le spune domnul Ciaumaș de asfalt, tot este. Da, da, da. Dar spune la buscă. Păi, uite, vreau să fac așa, așa, așa. Un incubator de afaceri. Da, un grad. Incubator de afaceri, cum mă? Da. Domnul, de ce doriți? Da, ca să fim în... să nu avem probleme cu legea și mușcare, nu credeți că această suprafață trebuie scoasă la licitație? Și-l vor fi. Așa sună și proiect, pentru tomirea documentației. Deci nu facem atribuiri. Adică nu poți să... Procesul de atribuiri urmează. Deci dacă, facem, dacă v-ați uitat aici, privind un contract, modificarea unui contract de procesiuni și așa unul suprafesității apărtă așa. Și tomirează documentații pentru modificarea unui contract de procesiuni și pentru concesionarea unui suprafesiții. Adică facem deocamdată documentație. Facem documentație așa pe după aia. Dar nu spuneți că așa nu e. Nu. Da, haideți să vă explic. Dar noi deocamdată discutăm și doar pentru că avem o solicitare. Dacă avem o solicitare, nu s-o cosmin. Dar asta nu presupune că eu atribuie în mod direct. Categorii vor fi urmați o spațiu legal pentru atribuie. De cheltuim bani publici pentru întocmirea documentației, da? Și trebuie aprobarea. Dacă cheltuim și după aia exact, dumneavoastră nu aprobați, cum justific eu că am cheltuit banii pentru întocmirea documentației? Eu știu... Ce zic? Am cheltuit, dar nu s-au aprobat să scot la licitații concesiunea. Sunt o grămadă de documente pentru concesionari care trebuie scopute. Da. Dar concesionarele astea, pe cât timp se fac? Maxim 49 de ani, cu posibilitatea de prelungire jumate din perioadă. Dar asta se va stabili în documentații, da, cu studiu și dumneavoastră veți hotărâ în Consiliul Local perioada. Da. Dacă mai sunt întrebări. Eu vreau să întreb, dacă domnii aceștia din care au concesionat și au făcut, de ce nu le aprobăm să-și cumpere terenul? Păi vor ei. Nu au cum. Păi iau garajul, de ce unul are 40 de metri garaj? Da, noi actualizăm terenul, cum nu are suprafața mea? Ei chiar vor să cumpere, dar nu vor să cumpere, de fapt. E vor să cumpere, dar nu pot cumpăra pentru că nu e actualizat. Deci măcar nu să fie în tabulă. Deci facem documentația și după aia. Exact, exact. Aici, la garaj, le adresăm directul lor, directul proprietarilor construcțiilor edificate. În situația de, le adresăm mai mult lor. Bun. Dacă nu mai întrebă. Haideți să votăm. Haideți să votăm. Cine este pentru? Pentru. Abțineri? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre numărul 62 privind instituirea unui drept legal de uși și servitute în favoare SCD Brideza pentru suprafață de 58 metri pătrați, numărul clasat 64.226. Din domeniul public al Comunei Mocul Arfet Subacop pentru lucrarea de extindere serii electrice în vederea alimentării cu energie electrică a beneficiarului Stăneață Petru, strada Întrevii, strada Mocul Arfet Comunei Mocul Arfet Subacop. Pe extindere de rețea, nu se face la Sfânta Pasă. Este o locuință acolo, o autorizație, cu tot omul locuiește și vrea să-și... Pe banii, da. Pe cheltuiala dumneavoastră, vrea să-și lucru utilitățile acolo. Și are nevoie de acord. 158 de metri pătrați, puși la dispoziție pentru... Doamna președinte. Vă rog, domnul Dan. Noi tot am dat aprobări și am fost de acord și nu știu care. De asta avem noi, iar delegații acolo, n-au venit cu trafuri sau nu știu să pună... sau să aducă linile la parametrii normale. Adică de asta, în momentul avem 100 și,
60 de voți în loc de 200. Adică cred că trebuie aprobat acest proiect cu obligația de a pune un traf, cum se numește? Transformator. Transformator. Adică tot am dat, pentru că știți cum este? Ca la apă, dacă avem un chin, dacă fiecare o să se împarte. Așa este. Adică trebuie să fie, doamne, cât e puterea consumată, deci acest domn care e așa, cât? Dar vă dați seama că Deogaz Lidu face niște măsurători. Doar dacă ar fi în situația de a depăși puterea instalată a transformatorului, să zic, nu știu, mă, ce prea vine la... Ar lua o decizie în sensul să face. Ar modifica. Da, și pot fi tot timpul să are siguranță, pentru că nu este la fântână, dar pentru că nu este... S-a de siguranță dacă este subdimensionată și e mai mică și puterea pe care o are pompa. Și atunci trebuie modificat în locul de măsură, trebuie schimbată siguranța și atunci face față. Iar cu privire la extindere, dacă îmi dați voie, când se cere supozitul extindere la Deltas, ei fac un calcul cu puterea pe care tu o soliciți, face un calcul pe acel post de transformare și în cazul în care nu face față postul de transformare, beneficiarul, pe cheltuia la voi, se numește spor de putere. Și te pune să schimbi postul de transformare sau să schimbi ceva la linia de joasă tensiune și faci un tărire de rețea. Și atunci era cheltuia la ta. Este exclus ca Deltasul să accepte o extindere sau un branșament dacă ei nu au disponibilitate în postul de transformare. Uitați-vă, de exemplu, acum, anul trecut sau anul ăsta, au schimbat, după solicitări, au schimbat liniile acolo unde au rumat. Astăzi îl schimb în curtea ceapelor, la metalul. Păi da, deci despre ce vorbim? Că ei, totodată, la un moment dat, oamenii au solicitat și acum a schimbat, de ani de zile. Dar nu, din punctul meu de vedere, legal. Atâta timp cât au avizul Deltasului, noi nu putem să discriminăm. Îngrădim un drept. Nu. Ceea ce trebuie noi să facem drept. Nu să trecem sus. Dar nu înțeles. Dar ar trebui... Nu țin ideea asta. Dar ar trebui că Da, trebuie cu baza sesizărilor cetățenilor mai multe să solicităm întăriri de rețea unde sunt probleme. Asta putem să o facem și noi. Noi și așa autoritate. Dar nu oprești bine să facem lucrurile astea. Am făcut, cred că doar Deltasul, dacă iau decizia că e bine să facă extinderea, cred că noi doar trebuie să nu vedem la convenția așa. Da. Punem la vot, să punem la vot. Nu mai sunt discuții, da? Da. Cine este pentru? Cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 5, ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 63, privind aprobare cu urs pentru construirea locuinței unifamiliară, garaj, coișor și împrejurii de teren, extradrans, comunalogul, județul Bacău, beneficiar, Aron Emil. Dumneavoastră au terenul undeva aproape de locul eu, stânga în pepinieră, spre Hidram. Au construcții făcute acolo, anterior, cred că au avut șinșilă? Nu, am auzit și eu, nu știu. Am mai avut acolo un plus, acum. I-au auzit, cred că mai bine de 15 ani. Că au vrut să crească șinșilă, acum au vrut să-și facă locuință acolo, în extra vila. A cheltuia la dumneavoastră. Cu avizile necesare, plăcere. Pugul care mai se preocupată să fie intragrare în zona? Da. Eu cum am intrat de la acum și au făcut acum 15 ani și au făcut fuzul, dar și au făcut cu destinații de destinație. Da, și oricum sunt intrat de la. Supunem la vot? Da. Cine este pentru? Proiectul numărul 6.
Proiect de hotărâre numărul 64 privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Mucura, județul Bacău, în scopul îmbunătățirii actului administrativ. Dăm cuvântul doamnei inițiatorului, domnului Băiceanu. Deci am inițiat, așa cum vă spuneam și înainte de ședință, am inițiat acest proiect pentru că sunt... Comuna s-a dezvoltat și foarte bine că s-a dezvoltat și se dezvoltă în continuare, sunt foarte multe proiecte și de investiții, de toate felurile și este nevoie întotdeauna de o analiză corectă, competentă și, și rapidă a situațiilor. Noi, ca for care aprobăm aceste proiecte, trebuie să fim prezenți la ședință și să le luăm decizii corecte spre binele comunii și a cetățenilor. Și consider că de trei ori această restricție, să zicem, trei ședințe, deci trei acuze la ședință, parcursul unui an, acoperă și concedii și alte probleme care pot apărea. Da. Două consecutive. Două consecutive sau... Asta e schimbarea. Da. Două consecutive erau. Erau. Da, erau trei? Nu, două consecutive. Erau atât. La trei intervenem în el. Doamna Sorina, dacă nu vă supărați. Dumneavoastră ați considerat că actul administrativ sau poate actul, ce-a făcut Consiliul Local până astăzi, credeți că o oprit cu ceva evoluția comunei și a hotărârilor care s-au dat în beneficiul cetățenilor? Nu, nu neapărat, dar sunt totuși proiecte care trebuie discutate aici, prin prezență fizică. Suntem colegi și de multe ori, prin discuții, putem îmbunătăți ceva sau ne vin idei noi și putem modifica ceva. Dar măcar vor. Să aducem un amendament spre binele proiectului și al comunității. Așa, dacă nu mă votăm, nu cred că... O parte din colegi, pentru care mă aflu și eu, suntem activi. Și trăim într-o dinamică în care poate uneori se întâmplă chiar poți înainte să afli că nu poți veni la ședință în a doua zi. Dar acum eu sincer să vă spun, nu cred că cineva nu-și dă interesul și nu vorbea să... Da, eu am înțeles cu prezența fizică, dar uneori se întâmplă, poate să nu poți ajunge. Da, dar nu cred că se întâmplă de 6 ore într-un an. Nu cred că sunt plăcut de 6 ori. Și apoi, înapoi de asta... Ascultați-mă un pic, domnul Munteanu. Odată ce am trecut la ora 16, ca să termin. Odată ce am trecut la ora 16 a ședinței, s-a observat clar că prezența la ședințe a crescut. În ultimele 3 luni nu prea. Bine, fiind mare, nu, dar este a crescut, adică față de ce... Acum, ce este intervenția doamnei Băiceanu? Da, nu. Și e foarte bine că avem un consilier de anul în care e mai vigilent. Studiază mai mult, mai găsești câte o soluție pentru câte o... Nu, dar, domnul primar, deci o persoană care nu poate veni... Și chiar felicitări și pentru... cum zice... monografie. Nu e să citi toată monografia în cap, poate, mai corectat, am mai adăugat ceva, mai tras atenția. E bine că ceva mai veghează să mai uită peste documentele astea. Într-adevăr, poate devine mai mult timp, cu mulți dintre dumneavoastră nu aveți atât de interesat. Este adevărat, pentru că ai mai mult timp să fiu. Acum, eu nu cred că va chiar să vizionez chestia asta și nu... Lucrați și vezi, poate plecați în altă localitate, nu? Da. Cu siguranță vor mai fi situații în care nu vezi necesare. Este conform codului administrativ, sunteți considerat în delegație și nu cred că se înscriu în alea 3 zile. E vorba de altceva, înțelegeți? Deci dumneavoastră nu puteți veni că sunteți în interes de serviciu, este una. Da. Numai un pic, mai este o precizare la acest proiect de hotărâre. La articolul 2, corect este, începând cu data prezentă, își încetează aplicabilitatea articolul 26 alineatul 3 din HCL numărul 18, din 18.03.2021, nu 23. Acolo puterea obișnuinței, în marge.
cele 18? Da, acolo este o corecție. Să facem propoziția la cele ordinare să fim. Da. Iar la preambulul hotărârei, m-am uitat, analizând chestia asta cu 2023, că trebuie modificat cu 2021, am mai introdus efectiv ca bază legală acest HCL. HCL numărul 18 din 2021, că el face obiectul modificării. Cam asta o să fie modificarea pe hotărâre în situația în care veți vota acest proiect de hotărâre. Domnul Vici, ați ridicat mâna? Lasă să spun, adică, cele mai importante lucruri, și toate sunt importante, dar cele ordinare, măcar, în primul rând, părerea mea este să am acest lucru într-o acest lucru. Noi, întâi facem, nu știu, să ne întâlnim pe online, pe o platformă care vreți, nu neapărat doamna secretar trebuie să mă ocupe, adică să găsim pe cineva care, ca să ne vedem cu toții, care nu sunt aici. Trei, cele ordinare sunt normale, adică să spunem că dacă se sunt la cele ordinare, adică, pentru că la extraordinare, eu sunt, de exemplu, sunt la cineva, el pleacă delegație și la un moment dat ne trezim că trebuie completat o chestie la Ministerul, nu știu de care, și atunci facem extraordinare sau demnitate și nu știu. Omul nu știe, nu poate să fie prezent. La cele ordinare, se știe că ultima joie pe luna este ședință și... Adică trebuie să mă duzic să mă... Da, modificat puțin proiectul. Adică, ce se iau? Deci, pentru... Nu zic că e regulă așa, noi. Cu siguranță nu vom reuși la fiecare ședință să fim prezenți cu toții. Vor fi cazuri, eu știu, cu ce, de exemplu, cu care vreau voi ceam. O situație de frumos la fiecare dintre noi. Da. Asta nu... Haideți că suntem de 7 ani împreună, nu s-a întâmplat niciodată. Da, se întâmplă. Și totuși, prevederile astea erau deja. Adică da. Absența nemotivatorului, cum se s-a două. Și erau consecutive. Două consecutive erau la articolul 26. Din regulament. Asta au rămas. Nu a fost problema online. Nu, dar era regulamentul ăsta cu două consecutive erau. Da, era ședințe la ora 4, doamna zic. Și acum la ce oră? Acum la 6. Da, că sunt urgențe pentru proiect. Astăzi la 4, asta a tot fost la 11. Nu mai fost la 11 de anul trecut, dacă mă lasă memoria. Haideți, vă rugăm, să supunem la vot, dacă se votează, se votează, dacă nu. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, stați-o la acest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cum votați, doamna Crețu? Nu votați. 7 pentru. Abține? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da. Proiectul de hotărâre nu a trecut. Nu are numărul de vot. La ședință sau abține? Nu. Domnul Brisbici, primar, are hâtit de făcut în timpul ședinței. Vă rog, ședință. Eu tot timpul sunt, m-am ținut. Vă rog, am văzut că ați făcut o pasiune pe mine. Să fac un continuare. Haideți să facem mai departe. Să continuăm. Haideți să continuăm. Da. O secundă. Apropo de tot suntem de regulamentul Consiliului Local, printre alte obligații, eu v-am mai adus aminte, dar mai ușor să vă tot aduc aminte. În primul rând, mea culpa, sunt trei rapoarte de activitate la mine pe birou care sunt înregistrate, depuse de vreo 200, mă cred. N-am apucat să le scanez și să le car pe site. Obligația dumneavoastră lunară, anuală, pardon, să depuneți raport de activitate și eu să-l încarc pe site-ul instituției. Am să fac la... Și programul de audiență. Chiar domnul viceprimar are obligație să depună raport anual. Da. Până la sfârșitul lunii nu o să fie apărut pe site, să știți că am să fac, vă spun oficial, am să fac scris la prefectură. Dar anual, da. Da. Știu că de fiecare dată vă tot atrageam atenția, acum chiar... Dar poate domnul Vrinciu primar n-are și scrie în raport și atunci e greu și-l plac. Da, și pe site-ul. Spuneți, domnul Chitic. Domnul primar, domnul Vrinciu primar, ca să
fim și noi în rând cu toată lumea bună. Parcă nu dă bine când stau domnului consilier pe scaune, așa, unul în spate de altă, niște mese, ceva, o masă ovală, o masă rotundă, sau, eu știu, mese pe rânduri, așa. Nu știu dacă trebuie să organizăm. Se pune o tabletă pe aici în spate. Da, o tabletă, spune sticla cu apă. Avem sus, era mai bine face sala de sus, putem face. Nu știu ce frumos era, stăteam toți în jurul mesei, pe fiecare. Da, sus e mai bine. Sala de sus, mă putem. Sus e organizat într-un fel, ca să e biblioteca acolo. Acum ai biblioteca și sunt cărți, trebuie faci. Nu, mă, grad, dacă când e ședința, ai pus patru mese în față, patru frate, stau toți la masă frumos, elegant. Am zis că poți să ne organizăm oameni de acum să punem în zonă mese să fim. Atât de mult. Vă rugăm. Eu aș vrea să intre, să ieșim din cadrul ăsta, să mergem pe teren, nu găsim o sursă să alocăm bani pentru furarea puțului ăla care tot l-am adus în discuție. Am trebuit de iese de la? Dar este trecut în investiție. Este trecut în investiție. Cum să nu? Păi, să spuneți că trecem la diferență. Cum să nu? Ia uitați. Este la poziția... Obiectiv de investiție. Dar sigur că da. Deoparte, poate bunul și servicii... Vă spun, forare puți pe ei, poziția 19. Forare puți pentru rezervor apă și ai 137.000 de lei. 1.370.000. Și preconizăm să ne apucăm, domnul... Eu a fost problema pe teren. Da, așa. Asta ne spune domnul Vici Primar. Să nu întrebări, să întrebări toată lumea. Au explodat ăștia și când fureați, când... Da, da, am abrazat rezervorul ăla acolo. N-ai utilitate și sunt aici. Să trecem prin lista de investiții, să modificăm lista de investiții, să se trecem forare, slash, reabilitare. Orice risipă, orice picătură de apă risipită este o mare problemă. Să conștientizăm cu Valerica care stă la DN11 pentru faptul că cutărică din zona de jos ud în grădină nu poate să-și facă și el un duș sau nu poate să-și facă. Dar nu, la mine, la casă, deci eu nu am vara de loc. Exact, exact. Adică aici cred că trebuie lucrat un pic. Dacă cetățenii vor înțelege că în situații drastice, de criză, de caniculă, să nu mai aud din grădină, dar aud omule cu stropitoare, aud cu o cană, cu ceva, că dacă nu-i te salvați și ține seceta două, trei săptămâni, un an de zile, oricum nu mai trăiești nicio plantă. Mă uit din grădină așa pe la unii.
unde se expuse puternic la soare, oricât le-au rugat, nu rezistă nicio plantă. Adică nu-i, nu-i scop de nicio recoltă. Și atunci risipa de apă este foarte mare. Resursa de apă nu-i grozavă la noi. Recunoaștem lucrul ăsta. Dar mă întreb așa, dacă plouă afară, de ce are toată lumea acum, spun din noi. Înseamnă că selinul udată excesiv, nu? Selinul udată excesiv, selinul udată excesiv și datorită faptului că prețul mic la apă, toată lumea își permite. Atunci va trebui să luăm o decizie să aprobăm un preț diferențiat la apă. Calculăm un minim de 10 metri cupii gospodării. 5.000 de metri cupii gospodării. Dar restul, dacă cineva își dorește în mod deosebit să ude, îl vrea așa un mof pentru el să ude excesiv în grădină, să plătească 10-20 la paușal. La paușal necontorizat. Aia este calculată pentru sănătate. Pentru igienă, pentru tot. Tot ce depășește paușalul, calculăm omul de extracție a pompei. Vedem numărul de familii pe care avem. Și vedem cât acoperim pe număr de familii. Dar nu poți să restricționezi dacă se dau atâta. Deci legea spune că în momentul în care nu ești contorizat, plătești la paușal, s-au făcut niște studii cât ar fi pentru igienă, pentru mâncare, pentru tot casnic, mă refer, consumul casnic pentru un om pe lună. Și ăla e reglementat de lege, clar, nu poți să zici că deci, e... Stați un pic. Deci, da? Și peste, păi, vorbim de piscine, vorbim de udat excesiv, ce vreau să vă zic? Este, chiar nu mă deranjează cu nimic, că eu am proprietatea la ceea ce spun și știu și nu știu cine stă și nu pot să spun. Da, dacă cineva e curios să vadă, eu îi arăt unde stă. Că am fost vara trecută, fiind cu recensământul, făcând talbă, știți ce probleme au fost vara trecută, boabă. Ce vreau să vă zic? Să udau gardurile cu furtună. Pe cuvântul meu, deci pe Facebook se scria cu n-au apă și în metabachera, da? Poate îl spăla gardul. Spăla gardul cu, da, câtă apă. Da, și m-am dus la deal, la vale, cu un blanc cu recensământul populației. Împreună cu recensământul. Nu mai oprea apa. Nu puteai să zici nimic, omul venise de afară. Și trebuia să recenzez, că se opunea. Și dă-i muncă de lămuriri cu el. Exact ceea ce spuneam. Înțelegeți? Adică eram consternat văzut cu ochii mei. După aceea zic, doamne, dar apă un pic mai... Noi să putem modifica prețul la apă. Procedura este în felul următor. Trebuie să ne ființăm serviciul, să-l autorizăm ANRSC. Serviciul avem. Bun, scuzați. Trebuie să-l autorizăm ANRSC și apoi după aia poți propune ANRSC-ului modificarea tarifului. Până nu îl autorizăm ANRSC, nu avem cum să modificăm tariful. E complicat să autorizăm? Nu e complicat. ANRSC? Doamna, este complicat. Trebuie să angajăm oameni care să fie obligatori pe serviciu, cu utilaje, echipamente, și atunci tu îi arăți ANRSC-ului, nu poți să gestionezi acest serviciu. Personalul trebuie să fie autorizat. Corect. Avem două consuri în organigram, nu? De exemplu, noi la firmă suntem o societate care avem serviciul de electricitate reglementată în ANRSC. Și atunci arătăm că avem oameni angajați cu utilaje. Corect, exact, da. Asta se poate, putem să facem. Și noi, ca puține primării de comună, au apă, serviciu de apă și canalizare reglementată în ANRSC, dar nu este. Imposibil. Dar nu e imposibil. Sau ne prea crabul și trecem la 11 lei tarif și se ia lucrurile. Trecem la crab. Suntem în... încă de evaluare, licitația încă este în evaluare, din ultimele discuții, parametrii mai mari, adică mergem. Să sperăm că ajungem și la final. La partea tehnică, la partea financiară, înțeleg că era deja pe final, urmează partea tehnică. Și să sperăm că... Înțeles că s-a dat o tonanță, o să fie până la 31 decembrie 2025 pentru proiectul din început? Nu știu, chiar nu știu, nu am cunoștință, era tot pe ceva așa, nu pot să spui de-a mine. Am citat, nu știam, sigur, dar pe proiectul din început s-a mai dat derogare un an, până la 31 decembrie 2024, pentru cei neîncepute, cu contract de finanțare, dar cum e cazul. Pe Open? Da. S-a mai dat derogare 2 ani, la 31 decembrie 2025. Și în sesiunea trecută s-a întâmplat la fel. Da.
Sigur mai bine. Și mai bine de 2020, dar aceea de preț. Pe fonde, să dă de rog. Dacă vorbim de poema aici, era clar. Nu cred eu că putem discuta de un termen limit, având în vedere anvergura proiectului. Pentru cheltuirea banilor. Pentru cheltuirea banilor, avem și noi spația noastră care ne ajută sau ne ajută. Teoretic ar fi timp. Da. Haideți să spunem la... Nu, pentru proiectul numărul 7, nu am spus la poate. Da. Spunem la poate, mai pare în ceva? Poate banii? Poate-ți. Cu cei 5.000 de lei care i-am propus? Poate nici nu trebuie ridicați, mai zice, bunuri și servicii. Poate face cheltuirea bunuri și servicii. Găsești doamna Pozare? Și două ori, dar dacă am dat pe silențiu ăsta. Adică pe ce există la bunuri servicii, dacă poate să... Ciucăși. Da. Da, cred că la bunuri servicii, la adică nu e vorbe de investiții. Nu e investiții. Să rămână. Întreabă domnul consilier dacă putem rectifica undeva un 5.000 lei pentru căminul cultural, frigider, ceva dotări de genul ăsta aici. Sau un om de la noi din bunuri servicii. Cum facem? Un frigider, ceva, adică ceva... Pentru un frigider. Pentru evenimente. Pentru evenimente. Este sorbi ca cea aici. Până în totul. Să zici, cam asta ar fi în suma, dar... 4.000 și ceva. Luăm de anul încinder și un deci, nu rectificăm, luăm de acolo, dar ceva să ne referă, da? Da, bine, lasă așa, da? Bine, bine. Să rămână, mulțumesc. Puneți, domnul. Aici, dacă aduci un frigider și aici, nu-i explicit. Cred că e un contact, nu are un contact. Ce n-avem? Aici, dacă vrea cineva să vândă, să nu știu, sau numai ca să suspendă un... Nu-i trebuie să ai, doamne. Trebuie să ai, doamne. Chiar așa, contactam o firmă. O firmă care vine cu cultură. Da-ți-a banul și nu merg, da-ți-a banul și capreia și pe asta avem aici. Corect. Așa zic cum fiți, dar nu mă așa nu am pus, nu vin pentru că sunt 5.000 de euro cu cafetie. Ce nu? Te lua un plus de boasă, dar mă conectezor. Stați un pic să supunem la voie rectificare. Aveți ceva de rectificat pentru școală? Nu. Contaia. Am despre contaia, am întrebat o dată și așa. N-a făcut nimic pentru containe, nu e intențiune cu containe, pentru că nu a să rezolv situația asta. Probabil containe nu va fi folosit și ca... Dar este unul sau drept cancelarii la școala de la Brihan, cu vom vorbi... Vom vorbi cu vom de analiza situația de la școala de aici. Deci nu e spațiu ca duce copiii la școala de Brihan. Dar avem altă soluție. Ba da, sunt soluții. Ducem doar grădinița acolo, și lăsăm aici cele două săl de la grădinița nouă, plus celelalte două de aici, din... Da, dar la școala cu Iana am avea 4 săli. Știți? Și mai suntem 5. Eu sunt de acord cu orice variante bună pentru copiii noștri, vă dați seama, că nu am eu moft acum să mutăm copiii la Crișcan sau m-ați gândit eu că ar fi bine. Dacă găsim soluții și aici, oricum ar trebui să dezlocăm, ori grădinița, ori școala, ceva să zic. Și ziceți că ați să duceți la grădinița acolo? Să facem simplu cadru didactic împreună cu doamna Maria, pe când la școală e un... Păi stați un pic, ar trebui să duceți cât de profit de grădinița avem? Două? Are ceva să... Una singură? Ce are ceva să... Stați un pic, stați un pic și... Dar unii băgăvați să acopii din 5 săli de plasă de școală, nu înțeleg. O să vedeți că sunt soluții, noi le-am găsit deja. Dar veniți la o ședință de consiliu de administrație și să avem o problemă. Eu chiar am o problemă. Dacă reușim să găsim soluții, v-ați gândit, adică, părinții ce am înțeles la doamna director, astăzi, la domnișoara director, că părinții încep din nou cu aceeași situație. Domnule, dacă o să ducem copiii la Crihan, o să-mi iau copilul să-l duc în altă parte. Școala la Crihan este una foarte bună. E renovată proaspăt, are toate dosările necesare. Nu văd care ar fi impedimentul și care ar fi problema. Măgurean fiind, dar dacă stai în jocul, ai problemă cum nu bați copilul și pe ce considerăm. Când se renovează școala. Nu mutăm, exact ce spuneam. Nu mutăm de copiii când ne-am neațărțit asta. Prima oară m-am întors pe aia să-i ducă. Să-i ducă copiii și să acceptăm. Bă, e ca să ne ducă la școală.
Exact, adică, până la urmă, spun și destul de dragul. Chiar credeți că, pentru un astfel de lucru, trebuie să nu sunt copil să, sau și cu ca părinții să te chinui să duci în oraș? Faci lucrul ăsta, de ce putem face noi? Dar trebuie să ne rămân școala asta, nu trebuie să ne rămân. Ce facem copii ăștia? Deci, o grămadă de localități au probleme de genul ăsta, dar nu au spații. Și n-au o să-i ducă, apelează la containere, la tot felul de structuri din astea. Primăria Hineiușă are amere școli în reabilitare și au mutat în postul liceu agricol. Da, au unde? Și, bă, corect, au mutat, dar și noi mutăm într-o școală nouă reabilitate. Da, e super cu toate plătările la zi. Ce domnice? Să nu tocă are plătări. Dar ce-i inclinat? E răi, ce-i inclinat? Eu am înțeles, eu am înțeles fenomenul ăsta, dar... Dar nu sunt microbuzi? Da, da, da. Sunt mai mulți copii de la Măgura care trebuie să facă la vreodată microbuzi lactic, am decât ar fi venit de la final la Măgura. Da, eu zic că eu sunt deschis și cu toții, dar nu numai eu. Și poți să fac orice. În Consiliul de Administrare. Oare altă poți merge să analizăm și vedem varianta cea mai bună. Consiliul de Administrare. Sau la cea mai bună variantă din cât îi sunt la momentul ăsta. Avem o ședință și vorbim împreună și stabilim că mâine voi ne spuneți că trebuie să ne mutăm și noi nu știm ce și. Am înțeles. Nu mă analizăm situația și găsim că nu am cu siguranță. Dar oricum se întâmplă. Abțineri, nu. Suntem sigur că ne dă bani, dăm primar. Am notat. Acum suntem la... sau epuizată. La credința Vasilei s-o abținăm. Da. Când ne dăm și după spune doamna, ca și cum. Da, am spus. O zis, da. Diverse. Suntem la discuții, da? Domnul primar, domnul viceprimar, stimați colegi, s-au mulțit kilometri de drumuri asfaltați. Unde sunt mașinile de la Soma? Pentru acești kilometri noi. Oamenii, adică, nu, hai ca să nu mă, așa, mă întreabă soacră mea, când vine mamă mașina din cu noi, să vină mamă? Ați înțeles, da? Da, cum ați înțeles. Și nu numai, deci este în general, oamenii vor să, așa, de frica lui Talal, când îi da amenzi, dom'le, să vină mașina, să dăm cu noi la, nu, glumesc, Talal, nu, vor și ei să intre în lumea, vor mașina din cu noi. Dacă oamenii își doresc să... Da! Fără trebuie apel. Mașina de salutare. Nu, acum, probabil că o să aveți o problemă că trebuie suplimentat. Ei nu trebuie suplimentat numărul de mașini, mă gândesc eu. Da, o crezi în cadrează, da? Nu. Oh, era cu perioada... Deci rugămintea mea, luați în calcul faptul că s-au exins acum. Deci și când erau grupurile băstate, făceau față. Acum fac față mai bine. Deci cu urmă asta, da? Singura problemă este să... Comunicat la Soma, faci o... Pentru Corcanu se ieși acolo. Dar cum nu mai faci în Corcanu? Cu noi? Corcanu, da. Și domnul, să ocupi, domnul Fritz, domnul ce-l desemnați, să face contract, tot ce trebuie ca să intre oamenii. Da, da, da. Domnul de care s-o numai vrea să aduci familie de domnul. Atât, mulțumesc, doamna președinte. Domnul Fritz. Disciplinat. Domnul Fritz, domnul Fritz. Ești legat de domnul Fritz, v-am mai spus o dată și v-am mai spus. Contractul între ADIS și SOMAF, când a câștigat SOMA licitație, acum 3 ani în urmă, ei s-au judicat 5 ani. Da, da. Nu am de cum adică, lăsați-mă să vorbesc. La același lucru îmi spuneți 10 ori. Da, lăsați-mă să vorbesc. Bun, dar nu știu cât să... Așa, deci ascultați-mă, lăsați-mă o idee. Nu, vă spun, lăsați-mă. Deci era un număr de... Foarte bine, că am discutat problema asta de mai multe ori și au spus că nu vor până nu se schimbă contractul. Dar pentru ce contractul? E contractul e făcut între ADIS și SOMA cu 22 de comuni, nu numai noi, și municipiul Bacău. Iar în acest contract, fiecare
Primăria a solicitat un număr. Noi am solicitat un număr. Păi, dar exact la fondul european. Știți unde este greșeala? A făcut proiectul fondul în 2007. 16 milioane până atrasă în 2022. Păi, dar de atunci doream să a vrut. Comunul ăsta crește, că o să facă. Da. Nu-i înțeles să suplimentezi numărul. Dar suplimentează numărul de persoane. Mobilii singura problemă, am spus, să cumpăream mobilii. Care plătesc, care plătesc cu noi, nu-i normal să soma să pună la dispoziție. Foarte bine. Să pună la dispoziție. Mâine i-a dezuționat un mie de pupieri și am rezolvat problema. Dar nu putem așa dezuționa. Cumpărăm noi, când noi plătim gunoiul. Deci trebuie să ne asigure astea. Uite și eu spun la un contract. Mai faceți discuții cu ei, mai faceți o adresă, să vedem. Dar poți să fac mai mult discuții. Eu am dat numărul de persoane în plus față de ce era contractat în 2005. Dar numărul de locații de plângul. Cum? Dar nu trebuie locație. De continuu crește. Deci, de el nu este static. Voi am luat contract în 2020 și ăsta rămâne până în 2050, nu? Domnul... Vă rog, nu vine rezultat să vă sunt eu știu. Eu îi propun domnului viceprimar. Dar vreau cum să notezi doamna secretară, domnul viceprimar. Să vină cu o idee. Să facem o adresă pentru SC Soma în care se anunță. De la data când a fost făcut contractul. I-am făcut arba adresă. Numărul de locuitori al comunei Mărura și cantitatea de gunoi care se colectează de pe rasa comunei noastre a crescut. Și în consecință sunt necesari noi bube. Dacă nu, facem o adresă și o plângere la NRSC. Vă dau cuvântul eu. Îmi iau jumătate de oră sau jumătate de zi din viață și o facem ca la casă. Și le facem o plângere la NRSC și îi amendează pe Iusuf. Ei sunt obligați să muleze din solicitări și cereri cele cetățenilor. Pentru noi nu avem facturi restante. Și chiar dacă nu avem facturi restante, și alea se achită. Vor fi achitate. Noi avem un contract, noi când îi dăm banii astăzi, când dăm mâine, tot plătim acele facturi. Ei trebuie să facă serviciile pentru toți cetățenii în mod egal. Avem într-adevăr și restanții. Domnul primar, deci noi, vă rog eu frumos, haideți să facem această adresă. Dacă nu, eu vorbesc cu colegii consilieri și o fac cu mine în local. Doamne. Și dacă ei nu iau act din solicitarea și dorințele noastre, facem adresă către NRSC. Și atunci vedem cum stau lucrurile. Vă rog, operatorul prin atribuțiile, prin sacele pe care ar și tableți pe contract, este obligat să asigure recipientii pentru colectare. Sur. Dar nu știu când se întâmplă, pentru că de 2 ani de zile discutăm de aspectul. Ei, consilierul Ceanu, ce mă interesează? Nu mă interesează din poveștile lor și ce au făcut de la licitații și ce-au zile. Suntem 5750 oameni conform... Deci, vă spun sincer, de 2 ani de zile aud, e făcută licitația, apucările vor veni din Grecia. Asta e sigur. Asta e. Dar nu vedeți ce frânte sunt. Mostoase. Da, așa. Dar vreau să notați, doamna secretară, ce spună. Deci, cine a raportat numărul vila primăriei, ca să nu așa, n-a mai actualizat când s-a câștigat contractul. Deci, în contract avem un număr și ei s-au ținut de cuvânt și au trebuit să cer număr de cuvete cerute de primăria Mărului. Mulțumesc! Nu este așa. Nu contează. Nu contează. Așa a făcut contractul. Ce nu-ți face cu numărul? Deci să dăm 2023. Nu. Adresa, prima adresă a făcut-o, e făcută, cred că, de la înființarea ISPA, de prin 2012. Nu știu când s-a făcut. Din s-a făcut platformă. În 2015. Da? În 2015, atunci nu s-a mai cerut acolo. În 2015 s-a făcut o adresă la dumnealor cu numărul de persoane de gospodării la data respectivă. Da, exact ce vă spuneam anterior. Mai sunt situații din astea. Am depus documentații pentru finanțare și fonduri europene în 2017 și finanțarea din 2022. Vorbim acolo de prețuri. Aici sunt, dacă facem o paralelă sau o comparație din 2017 până în 2022, păi mai sunt încă 3-4 gospodării, mă vreau. Adică evoluția este firească. Cine nu recunoaște Soma, Visul sau care e problema? Poate alte localități. Mai îndepărtate de municipiul Bacău, nu există așa o mare diferență de la data primei comunicări până astăzi. Dar Măgura, Mărcineni, localitățile astea unde apar noi proprietari sau noi construcții de la an la an, e firesc să fie așa. Aveți vreo idee de un parc care vedeți cu noi? Cum?
Aveți o idee că s-o am de eu am o idee, dar este o cantitate foarte mare de gunoi care trebuie să fie la om, la gunoi. Sunt cantități enorme de gunoi. Cantități enorme. Am văzut ce fel de gunoi. Am văzut. Probat, demonstrat, pozat. Eu v-aș ruga să vă mai mobilizați încă o dată și dumneavoastră, domnul Ricci. Să facem ceva cu cantitatea de gunoi, pentru că și acolo trebuie un loc. Este da. Un timp extraordinar. Colegii mei nu... Ceva de tot de pe au zis domnul colegii mei nu respectă hotărârile de Consiliul Local. Domnul viceprimar, trebuie un loc să facă pe colo ăsta cu comună. Cantități, eu nu știu, ar trebui și dumneavoastră pe un vin. Îmi spunea cineva că așa de la pe ăla și ai gunoi. În frate, nu fiu un pluton. Ce vreți să-i faci colegii lor? Ai de gândit pe ea până, domnul primar. Să-i întrebați, domnule, veniți sau nu veniți? Mâine trebuie să mergi, mâine joi, mâine trebuie să mergi. Dar nu veniți, sunt major și vaccinați. I-ați întrebat? Așa nu vă face discuții în sensul ăsta. Avem discuții, trebuie să fie constructivi, să găsim soluții. Nici, ne controlăm cu păsirea, cu păsirea dumneavoastră, cu mine. De asta suntem aici și de asta. De asta am zis, bă, să mai faci ședințele astea, nu numai o ai, ca să mai găsim soluții, să mai discutăm și alte chestii. Pentru că chiar e o problemă, e o problemă mare. Nu reușim să acoperim cantitatea de gunoi cu sumele pe care îi colectăm. Adică nu putem plăti toți. Și noi tot îi plătim cantitatea. Așa. Sunt 6 persoane într-o... Da. Plătesc 6 persoane din noi pentru că au buletin de factor. Ei plătesc o singură persoană. Dar nu, dar nu, asta nu contează buletin. Dar nu, la noi nu contează buletin. Păi, da, păi, dar când se nu e adevărat mare. Păi, dar nu plătesc. Dacă spun eu... De ce nu plătesc atâta? De ce nu este buletin? Păi, eu nu plătesc, pentru că eu sunt o persoană. Atâta. Nu declară, înțelegi? Nu declară. Într-adevăr, sunt și situații de genul ăsta. Da, eu spun, deci la noi acolo prin răsășii, tu te spate. Pe care știți că sunt? Domn primar, haideți ca să ne propunem, că asta e un gest de simplu. La următoarea șanță, să fim informați de domnul Vici. Cum stă zbuna ora asta, cu plăți, cu cantitățile, s-a redus cantitatea de rest menajer, care sunt persoanele care plătesc, care nu plătesc? Faci o informație, ce nu poți să facă. Noi am făcut bani să facă la informație. Da. În momentul când ne-am deplasat în teren, noi am marcat doamna Sorina. Tabelul cu privat, cu 5 modificații, au scos bunoane casă. Și din baza tabelului ăla se poate verifica dacă numărul respectiv de casă plătește bunoane. Poate fi. Treaba cu spitalea da. Treaba asta se mai face. Deci când o să mergem să faci subire pe culturile de apă. Doamne, nu m-ați înțeles. Când am scris acolo că au scos 5 tomberoane, câți oameni sunt? Sunt mai diversificat, nu? La numărul 40 au scos 5 tomberoane și unul la tăie. Dar el apărea la Ioana are 5 tomberoane când unul singur de familie se dă. Păi, luăm la întrebări și de vă să vă spun care este, nu? Doamna Băricean, v-am venit mâine dimineață. Și mergem la doamna să vedem dacă doamna care este la taxe și impozite poate să-mi dea o listă cu cei care plătesc cu noi, cu nume și pronume. Vă rog, spuneți de ce ori. Numărul casei. Nu, păi ce nu am niciodată, a venit cu un tabel, a însemnat acolo pentru fiecare, nu? Și acum vorbim aici că nu știm câte pubele și atunci nu se vedea cine a trimis și a făcut tabelele. Nu știa de s-a știut de atunci, de locuitori. A fost și s-a cuprins tot. Domnul primar, nu s-a cuprins tot. De acord cu numai unde nu se putea colecta, cum ați venit dumneavoastră. Domnul primar, acolo s-a colectat. Problema este... Dar trebuie, o secundă, trebuia ținut cont și acolo, că viitor apropiat. Aia trebuia prins un tabel. Băi, i-am ca cetățeni aici, nu am. Îmi cer, mi le cer dubel, le pun la locul lor, când vin la locul lor, când vin la locul este extraordinar de oameni. Te gândi la calitate. Și acum nu le vedem să spun, după aceea trebuie să înțelege. Operatorul ia bani pe cantitate. Nu o să vedeți niciodată, să spună, nu lua de acolo, deși sunt petroane, deși sunt bolovani. Nu. Și la debitul de teatru.
Și la depunere. Dar obligația este a noastră să observăm și să luăm măsuri, să nu se încarce așa. Nu există. Adică omul îl consideră deșeu. Ai scos la poartă, l-am încărcat. Nu există coleg consilier care să nu fi văzut în jurul lui ce se întâmplă cu noi. Deci avem 1000 de toți pe lună. Nu există. Erau pisaci pregătiți în curte când ne-au văzut pe noi și cu clasa. Când ne-au văzut pe noi, sunt toți pisaci urmați acolo, dar joia următoare cu oamenii. La operator, îi dau sticuri sau ce dă și care le urmărte de urmă. Găbuiesc urmăriți, urmăriți, urmăriți. Mai faceți iar o acțiune, vreau cu domnul viceprimar, cu polițistul local. Dar avem acțiuni conform cu hotărârii din Consiliul Local până în octombrie, domnul primar. Ea trebuie să fie continuu, până lumea asta. În fiecare curs trebuia să meargă cineva, dacă colegii n-au vrut, așa este. Nu numai, deci o urmă că trebuie să fie conștiință. Dar parcă și vorba am urmărit că erau treburile bune, nu vrea să mai ridicați supărat. Era ok, că s-a făcut acțiunea. Da, dar după aia din Mai avea ceva de biblioteca acolo, era și un tandem cu Sobisul și domnul de la... Păi da, e o conexiune între Sobis și bancă, nu știu ce. Da. Am dat acolo semnat și cu banca și cu toate toate. Spritulat. Eu zic că mă luam la septembrie în lasă. Lui ziar, că n-a dat procesul. Da, da, da. Procesul și s-a mutat. Dacă mai are cineva ceva de spus? Da. M-am înscris și eu la stat. Dar nu, domnul... Doamna Băiceanu. Doamna Băiceanu. Eu vreau să întreb așa, întâi pe domnul primar și pe domnul viceprimar. Nu, ia o ordine, a ierarhie, da? Am pus săptămâna trecută o hârtie cu un cablu care a târnat pe bani pe acolo. Așa. Ce cu hârtia? S-a făcut ceva, a făcut o săptămână, știu. A pus o hârtie acolo? Am pus o hârtie la primărie. O solicitare. O solicitare, da. Eu nu știu, domnul vice, dacă ați luat cu măsură ceva, că am dirijat pe dumneavoastră. Da, 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 mai repartizatul domnul primar, am vorbit cu cei de la Rom Telecom, au spus că am vorbit verba cu un băiat că s-au vândut aia de la Rom Telecom, le-au cumpărat orele. Urmează... Nu s-a rezolvat. Era de așteptat. Eu m-am bucurat. Lăsați-mă să vorbesc. N-am ce să mai las să vorbiți. Dar nu... E ca de obicei, vorbesc. Nu se rezolvă. Nu, nu, lăsați. Una la mână. Deci... deci când se întrupe cablul electrică la dumneavoastră, sunați dumneavoastră, dacă erau afectați, ca să vă spun așa pe aia scurtă, că oricum eu am făcut. Da. Dacă n-avea urmă, intervenți, sunai la operatorul de internet și vine. Faptul că sunt foarte multe cabluri... Păi deci, aici e problema, cabluri nefolosite. Nefolosite, pe care le costă foarte mult la un telecom și că ei s-au gândit să s-au vândut, pentru că trebuie reciclate și se reciclează tocmai la fabrica pe casă. Adică nu există... Am vrut doar să mă convinc de ceva de care eram sigură totuși. Ieri dimineață eram foarte bucuroasă, am fost în oraș, când am venit în oraș eram foarte bucuroasă, cadrul nu mai este pe jos. Zic, opa, domnul viceprimar a rezolvat problema. Da. Ce să mă fac? Și aseară întreb și eu un vecin pe acolo, domnule, cine o vine? Din mașina, la rog, te rog, doamne. Eu și cu vecinul cel, am pus o scară și am tras. Păi mergeți la ei trebuia să faceți hârtia. Da. 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 Și tu de-am fost. Haideți să vă rog. Da, mai am. Da.
la Ambrozie. Ambrozie. Deci legea spune că legea spune că primăria trebuie să atenționeze scris proprietarii de terenuri pe care este Ambrozie și este ia măsuri. Asta e. S-o da vreo atenționare? La aparajul domnului vice primar cu Ambrozie. Deci primarul și aparajul are. Doamna Bălecean, haide să vă spun cu Ambrozie. Da. Mâine dimineață când veniți să discutăm despre copii. Da, la ce oră vreți doriți? Când vreți. La ora 7:30, dacă vreți să ne întâlnim. Nu, că noi sunteți la servici la ora, e vreo. Dar nu, programul vreau să încep la ora. Haide să, poate să fiu și eu, să fiu rău, dar sunteți o doamnă. Nu, se le poate o doamnă, ce sunteți gata. Da, așa. Legat de Ambrozia, noi, pentru 200 de suprapuneri, așa că nu știam care este proprietarul diferent și n-am chemit 10 de ani de zile ca să le verificăm. Credeți că eu sunt, eu trebuie să mă duc la registrul acolo, să-i zic au fi terenuri. Credeți-mă că nu sunt actualizate, sunt foarte multe terenuri care nu sunt actualizate. Mâine dimineață, dar nu la 7:30, că nu mă trezesc eu, nici cu asta. Domnule, zice, nu apreciez răspunsul dumneavoastră și mai multe răspunsuri pe care dați. Dați un răspuns care este... Nu poți găsi soluții, nu mai găsi soluții. Nu, dar nu se poate, dar acum atunci... Există problema în Ambrozie. Adică să o rezolvăm. Cum o rezolvăm? Nu știu. Asta vreau să spun. O soluție. Dacă nu veniți cu o soluție, căutăm proprietar. Nu, primar, avem un singur angajat, 1:30 la... Acum ați care... Așa, dumneavoastră, ascultați-mă, dar ce se... Așa, ce face angajat? Nu spuneți, da. Avem un singur angajat. De când v-am rugat să angajați la... Acum legăm asta din Ambrozie. Avem un singur angajat care... Poate, sunt poate. Avem un singur angajat. Unul este în concediu și unul care nu mai plic. Mă rog, și una ia net, ce lasă? Proprietarul la domnul Talal, după ce te-a net. Adică avem un singur angajat. Dumneavoastră îi dați sarcini pe 2 săptămâni cu apă și că mă duc la ele cu apă, pentru că apă e mai important decât am urmă, ce să-i zic? Ei nu știu nicio de la. Doamna Băieceanu, vă rog, eu, domnul primar, doamna vice, lucrurile sunt foarte simple. Dacă domnul vice, că faci teren, sau orice angajat de cadrul primăriei care fac teren, polițist local, oricine, identifică terenul, la noi, serviciul de urbanism de cadrul primăriei, are acces la oficiul de cadastru și poate să facă un extras de carte funciare gratuit. E un extras de informare. Da, și în secunda 2, în secunda 2, aflați proprietarul domnice. Este o procedură foarte simplă. Doar dacă este în tabulat. Era asta comunii noastre, dacă intrați pietera, lăsați-mi spune. Dacă intrăm pietera, vedem din galben în toată comuna. Asta înseamnă că majoritatea loturilor sunt intabulate. Dacă 2 din 10 nu sunt, asta e, din vecini tot aflăm, acum este terenul. Trebuie să găsim o soluție. La mine, eu unde locuiesc eu, la 100 de metri de mine este un teren care produce ambrozie, crește ambrozia în fiecare an. Vecinii săraci au probleme. Cine o corectează? Și proprietarul să știe. Poftim? E fostul ăsta care a murit. Ne-am dat cu comunism. Da. Și era unde? Păi facem adresă și-i trimitem. Dar în primul rând, are un beneficiar care se ocupă și muncește terenul respectiv. Ascultați, da, dacă eu... Dacă am identificat pe domnul vice, dar identificat și vorbim numai un pic. Îl cheamă Vasile. Eu de unde să-l găsesc domnul? Dacă nu are la adresă. Un extrasul de carte funciară, ce mai trebuie să o adresă. Domnul vice, credeți că lămurim mai târziu cu asta. Vă rog frumos. Nu mai. Domnul primar. Nu mai e cu de geaba. N-am avut ocazia să mă felicit pentru amplasarea rezervorului din Dealul Mare. Mulțumesc, dar vă rog să dați un răspuns. Ce se întâmplă că nu tot nu-i rezolvată problema? Tot nu au apă oamenii aia acolo. Tot se plâng că n-au apă. Ce se întâmplă? Nu avem capacitatea necesară. Nu este apă. Este
Este am convins la fel. Discuția au fost de la Cuțu 1, vă aduceți aminte că am spus de cât au 12 la început și după aia au început să scap și extrage. Alimentarea se face pe instalații sau cu cisterna? Că știu că a fost o problemă. Pe instalații, cu problemă. De ce se fac cu cisterna? Am fost o cisterna gelosă, dar n-am unde? La bazinul nou cu cisterna? Ce conducta de transport? Dar nu poți zic, da, dar nu poți să facă ce conducta de transport. Dar e din orice amințe, da. Eu mă spun la ce discuție asta. Eu nu am apă în fiecare zi, pentru că se alimentează bazinul, da? În două zile, în două zile s-au încărcat 30 de metri. Se înțelege că e un consum așa de mare acolo, da. De... Deci consumul este extraordinar. E extraordinar. Păi înseamnă că au fost privat, că ne-a pus apa, fac excepție. În momentul în care la apă și un sitor de bazin. Și voi ați cine știe că noi vine. Da, seara le-a luat. Au rezerve proprii. Vă rog, domnule. Mai aveam două puncte, vă rog, am încheiat. Haideți să facem un act, dacă tot e vorba de acte și între întâmpinări, către EON. Tot să plânge toată lumea că există fluctuații, există tensiunea neadecvată aparatelor în zona metal, mai multe zone. Să facem un act în sensul ăsta. Să ne dea un răspuns față de serviciile care le oferă. La serviciile. Aici, haideți să vă zic, sunt niște lucruri care le știm cu toții și au fost și discuțiile astea cu firile, cu tăiatul. Grup de cetățeni care sunt afectați fac adrese direct la EON. Noi, primăria, avem contract cu EON pentru iluminat public, pentru chestii publice. Pentru astea alte au cetățeni. Faceți dumneavoastră un grup de care sunteți afectați. Pe stres. Pentru că implicați altfel, să pot da unei pe cetățeni, noi facem o adresă și... Noi am făcut pe strada noastră, noi am făcut pe strada noastră. Nu, nu, nu sub nicio formă. Eu am avut un copac, da, singur, fiecare face pentru el. Am avut un copac, am avut din nevoie să mi-l tai, am făcut sesizare, m-a venit... Da, domnul Bărăș, mai bine. Haideți să încercăm să-i arătăm cu băieții ăștia cu funcționarea acolo de acum. Trebuie verificat și persoane, și locuitorii comuni. Sunt da, mulți care își lasă câinii pe stradă. Sunt mulți care își lasă câinii pe stradă. Deci au o căruță cu rămâi și vor și lasă câinii pe când veneam din studiu. După căruță, îi plac la apă. Sunt și frici care au apărut acum. Da, câinii de vânturile, nu știu de unde veneam. În curând, dar sunt și cetățeni care își lasă câinii pe stradă. Poate îi mai dă un vecin de mâncare, poate. Sunt nesterilizați. S-o cu vreo verificare din casă. Nu-i procepați prin... Dacă câinii sunt sterilizați, nu o s-o deci mai este ceva întrebare.